E clar. Dar cum trebuie să-l ghetuiți, să-l rupiți, să cum trebuie faci? Să respecte Nu vă sparați, dar trebuie să întrebați acordul atât, să aveți drept să-i filmați că noi suntem la serviciu. Bine, bine. Da, da. Tocmai de atât, sunteți la serviciu, da. Pe loc repaus. Eu nu văd nimic interzis, că nu se poate filma, doamna. Dar ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă? Nu știu, nu am permis să-l trag, să-l întind, să-l... Dar despre cine-i vorba? Despre fratele meu. Ah. Fratele tot întrebări să fac, Vlad, pe aici. Nu mi-a permis. Nu mi-a permis. Cine v-a permis? Arătați cererile. Păi nu-ți permite. Eu am spus, la permiteare, am spus cererile. Lui nu-i permite să am că-i problemă la dumnealui, nu-i la dumneavoastră problemă. El dacă se poartă urât, lui se interziște întrevederi cu lui, dacă are sancțiuni. Înseamnă că scoartă un poartă urât acolo, de aceea dumneavoastră nu vă-ți permite. Nu din cauza dumneavoastră, din cauza lui. Frumos cu niște oameni care uitați cum vă adresați la oameni. Frumos, la domnul, la dumneavoastră m-am adresat, la domnul de început. Eu tot la început, tot la dumneavoastră și tot la... Și eu și m-am spus, vă rog frumos în serviciu. Eu avem, nu eram... Nu discutați cu dânsul, nu filmați. El este în custodia statului, ați înțeles, noi l-am adus la investigație. Dumneavoastră vă implicați în serviciul meu, în investigație. Nici pe cei mai mari criminali nu-i duceți ca pe dânsul. Dacă vreți să-l omorâți, așa spuneți, omorâți-l atunci, n-am chinuit atât, așa. Cine l-a omorât? Luați-vă pe suflet. Luați-vă pe suflet. Aveți rude, aveți părinți, da, aveți. Că noi să Dumnezeu tot așa să aveți dumneavoastră. Nu trebuie, mă rog, să așa. Eu îl duc pe dânsul la investigație. Da. Dumneavoastră vă descontați și dată. Păi, dar stați într-o parte, vă rog, nu vă implicați în serviciul meu, asta e. Nu v-am implicat deloc. Am păstrat distanța, pur și simplu am vrut să-l văd. L-ați văzut? Da, l-am văzut. Vă distanțați, vă rog, și eu îmi fac mai departe serviciul meu și gata. Poftim, domnule. Asta e. Păi, vă rog, nu discutați cu dânsul, eu v-am explicat, nu-ți permite. Vreți să discutați, veniți la penitenciar. Bine, scrieți, vă să aprobă. Da, tot așa. Mă salut, spate mă. Ce v-ați salutat deja, nu? Da, vă mulțumesc că mi-am dat permis. Păi, dar ce idee. Nu, vă mulțumesc că mi-ați permis. Zici că eu n-am nimic cu niciun deținut. Noi trebuie să înțelegeți asta. Nu înțeleg tot bine. Eu vă înțeleg că e frate, dar asta nu pot să fac eu nimic. Nu adresat. Cum n-ar ști? Nici cum câine nu se adresează chiar așa cum vă adresați dumneavoastră. El trebuie să respecte cerințele care se cer. Dumneavoastră le respectați, domnule? Da? Unde? Păi tot cu ce trebuie să facă. La serviciul lui respectat? Da, sigur. Păi și nu, și niva, nu vă faceți sigur bine, nu faceți nimic. Ce să fac bine, dar statul faci statul, trebuie să la tot. Domnul, eu nu știu foarte bine și corupții merge acolo. Dumneavoastră cunoașteți? Foarte bine, da, cunoaște. Dumneavoastră, dacă aveți dovieți, în primul rând, să spuneți bine corupție. Vreau să știți că eu fac ceva? Nu, nu, nu. Uite, vedeți ce de vorbiți. Veniți cu dovieți și care... Ca să văd cum vă purtați cu deținuții. Văd că nu-i dați voie să exprime, ăsta e un drept fundamental. El e privat de libertate, dar nu de drepturi fundamentale. De exemplu, libertatea cuvântului. Păi dați-i voie să exprime, să comunice cu fratele. Eu înțeleg, dar nu spui de comunicare. Cum nu? Dacă îl duci la investiție. Loc amenajat special unde vine persoane. Da, aici de ce nu-i puneți căluș să-l duceți așa mut? Puneți-i căluș să-l duceți mut, dacă nu-i permite, gata. Nu încurcați. Nu încurc. Asta e două lucruri diferite. Dar cum încurc? Lăsați omul să exprime. Sau legați-l la gură și atunci știm o chestie, că e interzis în penitenciar să te exprimi. Păi nu e interzis, în timpul scurtării. Poate aveți ceva de ascuns, poate s-a întâmplat ceva acolo după gratis și nu vreți să afle lumea la libertate, nu? Cine? Domnule, vă rog frumos, vă distanțați, nu se poate stați lângă automobilul special. Dar care e problema? Asta este reglementat în lege. Puneți niște aripi aici ca să-i măturați puteți, da. Vă rog frumos, citiți statutul. Aduceți girofare, porniți ăștia. Nu are, faza de stat. Din cauza dumneavoastră, nu-l pot duce pe dânsul la investigație. Dar care e problema? Scoate-l și du-l. Scoate-l și du-l. Băi, poate aveți ceva de ascuns, băi? Alo, Vasile. Dar de la ce închisoare? De la Pruncu. Da. Instituție medicală.
Nu se aude nimic. Nu se aude nimic. Nu se aude. Mafia cu epolet. Interzis și libertatea de exprimare. Nu duc omul la investigație ca să nu comune și cu frățul și cu Brega. Aduceți gardieni ca la Șor, ca la Filat, închideți gura la tot și faceți investigații secrete, procese de judecat secrete, stat în stat. Mafia. L-ați luat o statică. Dar cum îi zici, fratele? Poftim? Fratele, cum îi zici? Vasile. Vasile. Și de ce suferi? Ce a venit la spital? Are, nu știu, chiroane, nu știu, s-a bătut, face grevă, nu știu ce face, face grevă, nu sunt respectate drepturile. Uitați, vă-ți bat joc. Uite televiziune acolo, poate le spunem și lor. Alo? Eu? Dacă uitați, criminalii, bători. Și televiziunea asta oare? Nu sunt respectate drepturile, nu sunt respectate cerințele care domnul le cere. El stă cu salut, un salut. Și stă aproape mort. Eu îl trag, îl duc, îl tir, îl... Nu ceva ca pe un... Nu, acum văd că l-ascund ca să nu vorbească cu fratele și cu presa. Au de gând să-l ducă înapoi la închisoare pentru că... Da, aici, încontro. Și l-au tras al repede, nu știu, au ceva de ascuns, au vor să-l omoare, eu nu înțeleg care e problema. Nu înțeleg ce s-a adresat așa cu oamenii. Da, ce să povestiți-ne. Uitați-vă, domnilor, criminalii Moldovei, uitați-vă, corupția care e. Frate, stă aici închis, stă de o luni de zile, protestează, stă cu chironul șipt în el. Aproape mort, i-al târ, i-al duc de la penitenciar la penitenciar, ascund, au ceva de ascuns, vor să-l omoare, eu nu înțeleg nimic. Îi întreb, dați măcar să mă salut sau să nu știu să-l văd. Uitați-vă cu cum... Da, acum la... un pic așa-ți vagă mașina. Niște oameni așa de la penitenciar, niște urși, l-au trăiau pe sus, îl duceau ca pe un câine, ca pe un animal. Domnule, de ce vă adresați așa? Parcă nu știu, nu înțeleg. Uitați-vă, bandiții Moldovei, corupția. Nu sunt respectate drepturile. El stă pe un omor din 15 ani de zile pe care nu l-a săvârșit. Pur și simplu vor să-l omoare și să... Știți cum spun rușii? Net celoveca, net problem. Iaca, uitați-vă, criminalii, uitați-vă cum să ei să adresează cu oamenii. Ce l-a stat închis? Ce fel de Europa? A stat închis pentru un omor care nu l-a săvârșit. Mergea pe unii, mergea. Era un telefon, l-a luat și poliția a spus că telefonul acesta i-a aparținut la un domn turc, un om cu afaceri, și el l-a omorât și nu știu cu ce scop. El avea 18 ani atunci, 18 ani pe un om de afaceri, un om mare, puternic, cred că un turc. De ce a făcut? A furat un telefon sau ce? L-a găsit. Și i-a spus că tu l-ai omorât și asta-i. Uitați-vă, 15 ani de zile. Nu sunt respectate regulile. Îl poartă din penitenciar în penitenciar. Când ajung că să vină cineva să-l investigheze, să vadă, să spuneți cum, ce, de unde, al mută, la Taraclie, la Cahul, la Cricova, la Brănești, la... E ca, uitați, numai nu îl ține într-un loc să fie, bă, respectate drepturile. La câți ani a fost condamnat? Deodată au fost la 22, pe urmă s-au schimbat regulile, la 19, pe urmă la 18, pe urmă i-a mai adăugat, pe urmă... E ca, uitați, bă, l-au ținut în... de astea, cum se numesc, nu știu. Condiții inumane și degradante. Da, de foarte degradate, își bat joc de el. Nu-mi permit întrevedere cu el, nu-mi permit, îi spun că el nu e ascultător și nu-i permitem. Cum îi spune? Dumitru îmi spune. Sunt fratele lui, da. Dar el e căsătorit? Nu, dar cum să fie căsătorit la 18 ani? El 15 ani stă în penitenciar. De unde să fie căsătorit? El a stricat toată viața. Și uitați-vă, încercați să vorbiți cu ei, uitați-vă cum se adresează ei la oameni, cum ridică vocea, vorbesc apăsat. Eu am fost la penitenciar, erau niște domni, niște oameni mai în vârstă.
Nu știu, se adresau... Dar când ați venit așa în fipt așa? Nu, el stă în fipt cu de vreo luni de zile. Eu idee nu am decât. El m-a sunat ieri și mi-a spus, Dima, cu mine e gata. Dar când și-a fipt eu? Eu nu știu, nu știu, am vrut să-l întreb, nu mi-au permis. L-au luat al pe sus, l-au... Nu știu, l-au întors înapoi. El m-a sunat și, Dima, nu știu de ce vor să mă omoare. Vor să mă omoare, eu nu știu de ce. Eu protestez, eu fac, îmi cer drepturile, îmi cer să fiu auzit, să fiu auzit. Posibil că da, posibil că da, eu nu știu nimic, da, în semn de protest, da. Posibil că da, eu nu știu nimic de asta. Domnul, bună dimineața. De ce atunci faci pacientul așteptat, de ce îl trimit pe aici? Poftim? Ce facem, noi? De ce îți facem? Noi nu permitem. Nu aveți să vă prindeți mașina, nu aveți drept. Păi nu neapucăm, de ce țineți aici? Noi aveți de a face cu persoane de ținută. Păi dacă nu țineți aici, de ce nu o duceți în spital? Păi așteptăm să chine medic. Medicul trebuie să vină aici. Dar medicul a fost, medicul a fost. Medicul a fost, el ne sună și ne spune, unde explicăm, în ce birou, în ce cabinet. Nu se duce așa. De ce dumneavoastră așa, l-ați întors repede înapoi când v-ați pornit deodată? L-ați întors... Eu am ținut distanța. Sunt cerințe legale. Da? Dacă nu le cunoaște, deschideți legea și faceți cunoștință cu legea și cu temele de escortare și atunci să vedeți. Ce-a făcut eu interzis, domnule? Deci am spus, stați numărul pe ăsta cu vitrine. S-a pus cu spatele tăi. Discuții cu persoanele care... El e persoană ținută. Asta-i tot. Nu îți permite tăi să-ți spune, în ce stare se află? Ce-a făcut? O stare normală. Dumnealui eu nu cunosc tine. Nu, acum ce se întâmplă? Păi ce venit la spital? Dar ce l-ați adus la spital? Dacă el e sănătos. La plimbare. Domnul, nu eu l-a după spital. Dar cine? El acum se află în pediciar din spital. Acolo sunt medici care îl trebuie la investigații medicale. Păi ce faci? Sângerează păi acum? Nu, de ce l-ați adus la spital? Să treacă investigații. Dar are de la medici. Ce a făcut? Ce are? Ce să-mi dați voi informații? Ce are? Eu sunt medic. Nu ne dă nicio informație. Noi suntem escorte. Noi l-am luat de punctul A, l-am adus în punctul B. De punctul B înapoi în punctul A. Și asta tot. Noi ne facem șocul. Dar unde? În ce lege? Scrie că n-are voie să vorbească de ținutul. Deschideți legea și o să vedeți. Dacă îl întreabă medicul, tot nu trebuie să vorbească. Dacă îl întreabă medicul ceva, tot nu trebuie să vorbească, nu? Așa. Că tu și-ai spus. Și cu medicul poate să vorbească, fratele poate să vorbească, cu presa poate să vorbească, e libertate de exprimare. El nu e persoană, el e privat de libertate, nu de drepturi fundamentale. El ce face? El sângerează. Ce sângerează? Nu știu, n-am dovedit să-l văd, n-am dovedit. El nu știu. Dar el ce v-a spus? L-au scos pe 2 metri și l-au... N-au dovedit să-mi spună nimic. Dar fratele ce v-a spus? Mi-a spus că simte foarte rău și vor să-l omoare. Nu știu de ce. Nu știu de ce asta. Păi dați-ne voie să vorbească el cu gura lui. Eu am spus, domnule, vis la pediciar. Aici e libertate, lasați omul să exprime. Îmi închipui cum spart cu el la închisoare dacă aici spart așa. Domnul, pentru comportamentul urât, sau limita de întrevedere este nu în toată ziua când vreau atunci vin, doar la pușcărie. Da, dar acum nu e întrevedere, acum e libertate de exprimare, lăsați-l să comunice, să se exprime. Păi aici nu e loc de întrevedere. Dar nu vrem întrevedere cu el, lăsați-l să se exprime, duceți-l la medic. Bine, și pe drum până acolo tot. Da, dacă cumva luați-l înapoi și nu mă investigăm și